De 20 de ani, în a doua zi de Crăciun, copiii fără părinți din județul Timiș se bucură cu adevărat de sărbătoarea nașterii Domnului. Cosmin e unul dintre tinerii aruncat de mic în vâltoarea vieții. Imediat după naștere a fost abandonat într-o ghenă de gunoi, pentru că părinții lui nu au avut posibilitatea să-l crească. Mai apoi, tatăl său s-a sinucis. Ajuns la orfelinat, nu i-a fost ușor, însă nu îi judecă pe ai lui. Este hotărât să facă ceva cu viața lui. Își dorește să se angajeze ca barman ca să strângă banii necesari pentru a-și continua studiile. Până atunci se implică în tot felul de acțiuni pentru a-i ajuta și pe alții. Cum n-am avut eu părinți, mă bucur foarte mult că ei au grijă de noi. Dacă n-ar fi ei, cine știe pe unde aș ajunge? Aș ajunge, cred că, pe străzi. De Crăciunul orfanilor și ceilalți micuți din centrele de plasament s-au simțit împreună ca acasă. Este o bucurie foarte mare pentru noi toți copiii să ne întâlnim unii cu alții din toate centrele, să vorbim. Organizatorii le-au pregătit copiilor prânzul tradițional de Crăciun, dar și multe cadouri. Vor primi multă dragoste și atenție, vor avea parte de toate bunătățile pe care cu toții le dorim de sărbători și la sfârșit fiecare va primi o cutie de cadouri. Scopul nostru este ca toți copiii care n-au avut ocazia să meargă într-o familie, să fie cu părinții lor, să poată să fie marea familie a bisericii și a creștinilor. Evenimentul a fost organizat de Asociația Evanghelistică și de Caritate Iisus Speranța României, împreună cu Biserica Creștină Baptistă Eclesia din Timișoara.